S-a stins la spitalul din Baia Mare, cealaltă de 39 de ani a murit în ambulanță între Arad și Timișoara. Tânăra de 31 de ani din județul Maramureș era însărcinată în 5 luni. Aceasta a fost transportată la spitalul din Baia Mare după ce s-a simțit extrem de rău. Se pare că în urma consultului de specialitate, medicii au pus diagnosticul dublă pneumonie, însă aceasta a refuzat tratamentul motivând că este însărcinată, lucru care a fost fatal. În scurt timp, tânăra s-a simțit și mai rău, iar medicii au făcut. Pentru COVID-19, acesta ieșind pozitiv, femeia a fost transferată la spitalul de preumofiziologie, suport COVID unde a fost intubată, doar că tratamentul pentru coronavirus nu a dat niciun rezultat, așa că medicii au făcut apel la donatorii de plasmă, dintre persoanele care au fost deja infectate și s-au vindecat. Din nefericire, norocul nu a fost de partea ei. Același destin l-a avut și o altă gravidă. Femeia era internată la spitalul județean Arad, dar joi i s-a făcut rău, iar medicii au decis să o ducă de urgență la Timișoara. Din Păcate, aceasta a intrat în stop cardiorespirator pe drum între spitale. Se pare că îi scăzuse foarte mult nivelul de oxigen din sânge, una dintre complicațiile severe produse de această boală. Secțiile de terapie intensivă se vor aglomera săptămâna viitoare. Anunțul vine chiar de la președintele Societății Române de Anestezie.